Numele municipiului nostru se face cunoscut și datorită societăților comerciale, însă nu doar producția lor și brandurile ne promovează la nivel național și internațional. Poate contribui și generozitatea cu care sprijină evenimente celebre și tradiționale. Este cazul fabricii de instrumente muzicale din Reghin, care sponsorizează numeroase festivaluri și activități culturale organizate în toate colțurile țării. Evident, mai întâi întinde mâna de ajutor reghinenilor și evenimentelor locale. Noi am susținut an de rând toate evenimentele culturale desfășurate în municipiul Reghin, de la chitare, sponsorizări de chitare, sponsorizări de instrumente muzicale pentru școala de muzică, concursurile care s-au desfășurat în municipiul Reghin, concertele care au fost aici. Evenimente naționale cu renume și tradiție care promovează muzica și talentele sunt de asemenea susținute de Fabrica Reghineană, iar atunci când vine vorba de premii, se vorbește despre Reghin și generozitatea producătorilor de aici. În țară sprijinim un eveniment deosebit, folk fără vârstă, inițiat de Radio România Actualități, și diverse concursuri internaționale de chitară și festivaluri internaționale, cel de la Sinaia, apoi festivalul internațional de chitară de la București. Sunt formații care ni se adresează pentru completarea fondului de instrumente pe care îl dețin. De asemenea, sunt cazuri speciale în care persoane fără posibilități financiare vor să învețe un instrument și nu-l au. Tabăra de chitară de la Râmeț, județul Alba, este susținută cu instrumente muzicale de Fabrica Reghineană. Este unul dintre puținele proiecte din România în care pasionații de chitară învață tainele acestui instrument chiar de la profesioniști. Este vorba de tabăra de chitară de la Alba Iulia, susținută și inițiată de un mare entuziasm al chitarelor. Este vorba de Silvan Stâncel. Acustic la Music Camp, tabăra de chitară care anul acesta ajunge la cea de-a 7-a ediție, este un eveniment care durează timp de o săptămână, la care participă în jur de 25 de persoane. Practic se adresează tuturor celor care vor să învețe să cânte la chitară sau pur și simplu vor să-și perfecționeze cunoștințele. Tabăra este organizată de mine în colaborare cu Andrei Roșulescu, Andraș Varga, Iarna Cupuzaru din Cluj-Napoca, iar principalul sponsor în acest sens este Fabrica de Instrumente de la Reghin, căruia îi mulțumim cu fiecare ocazie. Fabrica Reghineană este recunoscută în toată lumea datorită tradiției de peste 60 de ani în domeniu, dar și pentru faptul că produce toată gama de instrumente muzicale din lemn. Varietatea și productivitatea fac din ea cea mai mare companie de profil din Europa. Are aproximativ 300 de angajați și este permanent în dezvoltare. Ca dovadă, recent, întreprinderea a pus în funcțiune o hală de producție cu utilaje noi, construită din fonduri atrase.